Salutare, dragii mei prieteni! Astăzi, vineri 11 iunie 2021, fac un videoclip în care vă prezint puii crescătoriei noastre. Avem separați un număr de 35 de puișori. După cum vedeți, avem și câte unul înghierat. Asta e situația la noi în zonă. Și vreau să vă arăt doar cum stăm la compartimentul puilor în acest sezon și până acum, și o să vedem împreună un scurt video cu eliberarea din această după-amiază. Este o după-amiază plăcută și cred că puii crescătoriei noastre de-abia așteaptă să iasă afară agitați. Nu am avut niciun fel de probleme cu puii până acum, dragii mei prieteni. Toate lucrurile s-au derulat așa cum ne-am dorit și cum ne-am propus. Nu mai avem absolut niciun pui pripășit. Am reușit să îi eliberăm pe toți și să îi facem să și plece de la crescătoria noastră. Nu ne dorim să vină porumbei străini printre ei, pentru că noi știm cum ținem porumbei și nu vrem să riscăm în niciun fel vreo îmbolnăvire a acestor puișori. Haideți să îi eliberez și după aceea o să vă filmez un pic și zborul lor, să-i vedem cum se vor comporta. O să-i lăsăm să iasă din nou afară. Ia uite. Forță! Sunt dornici să iasă, dornici să zboare. V-am spus, este și o după-amiază plăcută. O să ies eu. Ce-i băieților, tata? Băieții, gata, tati, gata, hai! Și puișorii se prezintă foarte, foarte bine. Haideți să cobor eu pentru a vedea exact cum se comportă și afară acești pui ai anului 2021. Sperăm ca lucrurile să meargă în continuare așa și să nu avem absolut niciun fel de problemă cu ei. Gata, dragii mei, vă pot filma de aici. Avem deja o parte din ei în zbor, îi puteți vedea acolo. Ia uitați, mai pleacă câte unul. Și avem de asemenea o parte pe acoperișul crescătoriei, încă nu s-au hotărât să plece. Vreau să vă spun despre puii crescătoriei noastre, faptul că sunt într-o condiție foarte bună, zic eu. Se antrenează destul de intens, destul de susținut. E un lucru care ne bucură. E un lucru care arată că, băi, veneai peste mine, mă. Este un lucru care arată că se simt bine. Vreau să vi surprind, să vă surprind grupul care deja este plecat și să vă arăt stilul în care zboară, dar din nefericire nu sunt în zona acum. Îi avem pe aceștia mai micuți care se joacă și restul. Agitație pe acoperișul crescătoriei. A apărut grupul despre care vă vorbeam și vă spuneam că deja zboară. Cum au ieșit afară, au luat un zbor și se antrenează bine. Este un bun prilej de a și forma deprinderile de care au nevoie în viața lor de porumbei de curse. Și tocmai de aceea mă bucur pentru timpul acesta superb pe care îl avem în această seară. Din păcate se schimbă foarte, foarte repede timpul la noi în zonă. E exact ploile acelea de vară apar, se norează foarte intens, după aceea se luminează, își revine, dar încercăm să prindem aceste ferestre tocmai pentru a putea rezolva absolut toate problemele pe care vrem să le rezolvăm în legătură cu porumbeii crescătoriei noastre. Și aici mă refer inclusiv la porumbeii de zbor matur, cât și la pui. Trebuie respectat programul cu ambele grupuri de porumbei și când ne permite timpul, aici mă refer la timpul meu pe care îl am, adică când nu sunt
la servici, încerc să îmbin lucrurile în așa fel încât să le rezolvăm bine. Ce pot să vă mai spun în continuare, dragii mei prieteni? Mai este foarte puțin timp și vom îmbarca la primul maraton, maratonul Nipro. Eu sunt cu ochii pe puișori și urmăresc pe aceștia. Sunt momente, ia uitați, sunt momente în care putem observa și în care putem vedea exact situația acestui grup de pui. V-am spus, în momentul de față avem un număr de 35 de pui separați și estimăm noi, vom face undeva la 60 de pui, cred 60 de pui undeva maxim pentru acest sezon 2021, pui pe care îi vom zbura și care vom încerca să facem o selecție foarte, foarte dură, o selecție în urma căreia să rămână păsările puternice, să rămână păsările de calitate și în felul acesta să putem avea speranțe în sezoanele viitoare, speranțe la rezultate bune, speranțe la porumbei care vin acasă într-un timp foarte bun și care pot aduce ceea ce ne dorim, și anume locuri fruntașe în clasamente. Dragi prieteni, cred că în toată țara este această situație cu prognoza asta meteo. Vă sfătuiesc să urmăriți foarte, foarte atent schimbările de vreme, schimbările de temperatură, pentru a putea să vă faceți programele pe care le aveți în desfășurare, pentru a putea ține porumbeii crescătorilor voastre în condiții bune și în parametri foarte buni, atât din punct de vedere al sănătății, cât și din punct de vedere al antrenamentelor. În rest, eu ce să vă zic, sunt bine, sănătos, ceea ce vă doresc și vouă. Ca de obicei, vă doresc să vi se împlinească tot ce v-ați propus și în lucrul acesta cu porumbeii, lucru pe care îl facem marea majoritate care urmărim acest videoclip, cred eu, și poate nu numai, în lucrul cu porumbeii să dea Dumnezeu să avem parte doar de reușite și lucrurile să evolueze din ce în ce mai bine și noi să facem numai alegerile corecte. Dragi prieteni, Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. Eu vă salut cu mult drag. După cum v-am spus, vă doresc toate cele bune. Vă doresc de asemenea vizionare plăcută și curse ușoare și cu rezultate bune în acest weekend care se apropie cu repeziciune. Azi este vineri, deja mâine, poi mâine avem zile de concurs, dragii mei prieteni, și ar fi bine să fie niște concursuri reușite, niște concursuri din care porumbeii noștri să nu mai aibă de suferit. La revedere, dragii mei prieteni, toate cele bune, să ne reauzim cu bine la următorul videoclip. Vă salut și numai bine, la revedere!